Vocii de nea care începuseră să se ceamă peste oraș, oamenii se îndreptau pioși și îngândurați spre biserica veche și închinătoare din capătul străzii. Chiar lângă ușa grea de la intrare, pe trotuarul cel rece și umed, stătea întins un om înfășurat într-o pelerină lungă și joasă de vreme, al cărei material inițial nu îl puteai zici, din cauza numeroaselor petice pe care le avea. Părea că doarme, cu pulerul pelerinei acoperindu-i chipul, nemișcat ca o statuie, încălțat cu niște pantofi care păreau să aibă cel puțin 30 de ani și care erau în mod vizibil prea mici pentru picioarele lui. Toți enoriașii au presupus că era un om al străzii, fără adăpost și fără familie, care dormea acolo pentru că nu avea altceva de făcut. Au intrat liniștiți și solemni în biserică, unde s-au bucurat de câteva clipe de părtășie înainte de începerea slujbei. Bineînțeles că a venit vorba și despre străinul de la ușă, pe care nu-l cunoștea nimeni și care le afecta oarecum dispoziția. Toți discutau, comentau, făceau presupuneri, dar nimeni nu s-a deranjat să meargă la el și să-l învețe și să-l invite înăuntru. Oricum, îl așteptau pe pastor să apară din clipă în clipă la amvon și să le predice cuvântul. Și iată că ușa se deschide și privesc cum erați cum, pe culoarul dintre rândurile de bănci, înaintează de abia târându și pașii, tocmai străinul de pe trotuar. Toți își dau coate, șoptesc și își fac semne, tranșați parcă de acest intrus, care nu pare că ar vrea să se așeze pe vreo bancă mai în spate, ci înaintează, cu capul plecat, până în față, urcă la amvon și acolo, spre uimirea tuturor, își dă mantia jos și le se descoperă fi tocmai pastorul lor. El era omul fără adăpost. Nimeni nu a rostit niciun cuvânt. Pastorul ce-a luat Biblia și a așezat-o lângă el. Apoi le-a spus cu o voce blândă, dar solemnă: prieteni, cred că nu este nevoie să vă spun despre ce voi predica astăzi. Dacă îi judecați pe oameni, nu aveți timp să iubiți. Tu ce ți-ai propus să faci astăzi cu timpul tău? Chiar dacă de-abia ți ajunge ție, te-ai gândit să pui o formă deoparte și pentru străini? Ai grijă să lași mai puțin, din ce în ce mai puțin, pentru a-i judeca, pentru a-i pune în balanța ta subiectivă și păstrează din ce în ce mai mult pentru a-i cunoaște mai bine, pentru a te apleca până la ei să le vezi chipul, pentru a te opri să-i ridici. Ia-ți timp să-i iubești. Și, fiindcă veni vorba, pune deoparte timp din belșug, să-ți numeri binecuvântările, iar una dintre ele poate fi tocmai străinul culcat pe trotuar la ușa bisericii vechi și impunătoare în care mergi să întâmpini cerul. Amin.